Mai bine de un an, Căminul de Cultură din orașul Șoldănești și-a închis ușile atât pentru public cât și pentru angajați. Potrivit primarului orașului Șoldănești, Alexandru Tinică, încă din primăvara anului 2010 a fost inițiată reparația capitală a instituției. Clădirea asta e construită în anul 1930 cu ajutorul oamenilor, cu ajutorul conducerii satului de atunci. Este o clădire veche cu niște anexe care nu sunt bine atașate sau construite și este imposibil de folosit la moment. De aceea, când în 2010 primăria a fost înștiințată că poate obține un grant în valoare de 150.000 de lei de la fondul de investiții, noi am selectat împreună cu oamenii din oraș anume obiectul Căminul Cultural, reparația capitală a Căminului Cultural. Primarul orașului susține că valoarea lucrărilor de reparație a Căminului de Cultură se cifrează la 3 milioane de lei. Pentru a favoriza obținerea resurselor necesare, angajații Căminului au recurs la colectarea banilor. De la școală, o strâns tot, și copiii au donat, chiar au fost războiul bănuțelor în școală și aleilor. Și la liceul din deal a fost tot războiul ăsta a bănuțelor. S-a strâns la 2000, poate și mai mult. Înțeles că la liceul din deal și mai mult s-a strâns ca din vale. Chiar și profesorii o dona din salariul fiecare care cât a putut. Contribuția părinților și a elevilor constituie 60.000 lei. Aceasta a fost completată cu suportul de peste 200.000 lei acordat de Consiliul Raional. Oricum, suma disponibilă este insuficientă pentru demararea lucrărilor. Primarul orașului însă consideră că deficitul financiar nu este unicul motiv al tergiversării reparației. Am semnat cu dânsii contractul și după asta au venit și au văzut clădirea și ne-au scris scrisoare că ei refuză să îndeplinească contractul dat. Pentru că clădirea este foarte veche, avem nevoie de schimbat tot acoperișul, tot tavanul, rămân doar pereții. Și de acolo se începe tot. Dar noi vrem să modernizăm, vrem să avem și bloc sanitar în interior, vrem să avem și sala de dans bună, și scena bună, și birourile de lucru ale colectivelor, ale conducătorului. Așa cum nu dispun de condiții pe motiv că tavanul și interiorul Căminului de Cultură este devastat, conducătorii de cercuri și formații artistice se ocupau cu colectivele prin diferite instituții din oraș. După cum afirmă indignați unii lucrători din cultură, ei s-au văzut nevoiți să-și desfășoare repetițiile în incinta primăriei sau a liceului. Acum noi facem la casă, la școala, la liceul de teoretic Ștefan cel Mare repetițiile și adică părinții au vorbit, adică să ne dăie voie, că știți cum e acum, e frig în Casa de Cultură, nu se face focul. Și de acum chiar și profesorii sunt indignați, adică noi am dat bani la reparație și cam deși voi să nu faceți la Casa de Cultură. Și ne-au acceptat și anul ăsta să mai facem cu condiția că o să repare. Și asta e toată problema și pot să vă spun. Inițial, Constantin Bodiu, directorul instituției, a înconvințat solicitarea echipei Impuls de a merge în Căminul de Cultură pentru a vedea care este situația. Ajuns și însă la fața locului, funcționarul a refuzat categoric să descuie lăcata, spunând că situația este aceeași. La multiplele întrebări acordate de jurnaliști, managerul instituției răspundea cu nu știu, primarul este la curent. Mai mulți tineri și mai multe persoane au rămas indignate de faptul când au fost aduse la ziua copiilor animalele în parc, au fost construite toate căsuțele pentru animale, au fost, spuneau ei, construite din unele atribute de aici la Casa de Cultură. Este adevărat? Nu știu, eu n-am văzut, toate căsuțele cele care vorbiți, deoarece de ce n-am văzut, vă spun că am fost ocupat cu alte lucruri, de exemplu cu sonorizarea concertelor, cu organizarea concertelor. La rândul său, primarul orașului Alexandru Tinică promite că în primăvara anului 2012 vor începe lucrările de reparație capitală a Căminului Cultural din Șoldănești. Deci avem 3.400.000. Cu 3.400.000 noi putem începe lucrările și sperăm că în martie, dacă începem lucrările, după desfășurarea unei noi licitații și pregătirea antreprenorului pentru lucrări, până la sfârșitul anului să avem Căminul Cultural construit. Dar pentru asta mai avem nevoie de sponsorizare, mai avem nevoie de finanță. Noi, ca să ajungem de la 3.400.000 până la 4.5 milioane, trebuie să excludem niște volume de lucrări. De menționat că acum vreo 4 ani a fost reparat capital acoperișul Căminului de Cultură din orașul Șoldănești. După cum am fost informați la secția construcției a Consiliului Raional, pentru aceste lucrări au fost cheltuite aproximativ 750.000 lei. Foile noi de ardezie montate însă nu au stopat pătrunderea apei în interiorul instituției.